Seara bună, dragi prieteni, bun găsit la Cronica de Noapte. Astăzi seară atingem politica, nu e seara la noi cumva să nu abordăm situația politică, moravurile politice, dar o atingem această politică din alt unghi. O privim cumva de peste ocean, dinspre New York. Și acolo se face politică. Dacă în America nu se mai face politică, atunci unde? Da, e altfel de politică, la alt nivel, cu alte standarde. Discutăm și despre anumite moravuri ale politicienilor noștri, pentru că s-au adunat mai multe întâmplări în ultima vreme, din astea caragioase, revoltătoare, amuzante unele între ele, dar în orice caz, per total, rămânem un gust amar, că toate sunt pe spinarea noastră, pe buzunarul nostru. Că sunt mai interesante, că sunt mai comice sau că sunt mai dure, toate întâmplările astea vedem că duc la concluzia că suntem jefuiți sistematic. Să vedem, e vorba de niște oameni care ne jefuiesc sau e un sistem creat în care oamenii doar se schimbă și orice am face, nu ieșim din sistemul ăsta, din cercul ăsta. Invitat așadar un compatriot de peste ocean, domnul dr. Cristian Răchitan de la New York. Bună seara, doctor. Bună seara tuturor și mă bucur că suntem împreună. Ne-am mai văzut aici la Nașul TV. Ne-am mai văzut, este un loc revoluționar, aș spune eu, tentant așa, atractiv și căruia îi putem datora mult respect pentru onestitatea și cinstea de a servi binele românilor. Mulțumesc frumos și în numele colegilor mei. În orice caz, aici e emisiunea în care, dacă vreți, puteți să îl faceți praf și pe moderator, și pe Nașu, pe Radu Moraru, pe cine vreți. E emisiunea liberă în care discutăm orice, cu condiția să fie chestiuni raționale, să nu începem cu lucruri ilegale, în primul rând, nu știu, să-l preamărim pe Hitler sau pe Stalin, că asta nu putem face. Da, și ei au fost oameni, sigur că și-au adunat, cine știe prin ce gropi o fi în partea cealaltă acolo, așa că nu cred că scapă ei cu păcatele neplătite, dacă nu le-au plătit aici, le plătesc dincolo. Cine știe în ce cazan să zbate. Exact, asta este. Ce temperatură avea smoara aia, deci realitatea este că nimic nu trece neplătit. Dacă scapă neplătit aici, e plătit în partea cealaltă și tot e plătit. Cu criza asta energetică să fie suficient foc sub cazan, să fierbă smoala ca lumea. Da. De unde luăm gaze? Tot la ruși, la Gazprom? Păi nu-ți fă griji că toate cercetările științifice au găsit tot felul de surse de energie. Se pare că gazul și petrolul nu mai sunt o sursă primară pentru asta. Adică surse mai importante sunt altele. Da, sigur. Păi da, sursa primară este soarele. De acolo și plantele și au energia. Da, și, exact. Probabil că vom lua, să spunem, energie de la soare. Deja se fac tot fel de parcuri de-asta solare. Captare energie solară. Da. Și înțeleg că sunt foarte rentabile. Da, dar cu aia poți să faci orice. Poți să și dai focul, să aprinzi focul la rug și la ce vrei și sub cazanul de smoală. Deci se poate peste tot. Dar se vede soarele din iad? Ajunge soarele acolo ca să putem aprinde? Cum să nu? E peste tot soarele. Da, și în iad, deci. Da. De fapt, am avut... Era printr-un ecas, de fapt, de peștere, de grotă. Fii atent, am avut o experiență în săptămânile trecute. Una din personalitățile de astăzi ale lumii spune: domnule, sigur, foarte cunoscut și foarte influent, n-aș vrea să-i dau numele ca să nu intru în conflict cu anumiți oameni, zice, de fapt... Iad nu există, nu există nicio documentare științifică că iadul există. Sigur că dar nu sunt. Dar rai există. Foarte, dați-mi o veste bună. Dacă nu există iadul, nu există nici raiul, știi cum este. Trebuie să fie un termen de comparație. Și eu, de fapt, am certitudinea și convingerea că raiul există și iadul există. Iadul este aici. Raiul se pare că este în partea cealaltă, de fapt pe coridorul de ascensiune. Spiritele au două direcții, una de coborâre sau de îndepărtare de perfect, de discensiune, și una de ascensiune, adică de apropiere, și este pe drumul de întoarcere spre Dumnezeu sau spre de unde a plecat, care de fapt ăsta este raiul.
iadul. Iadul există aici pe pământ. Deci de aia dacii când se nășea cineva plângeau săracii de mila lui care se naște, că ce chinuri o să treagă aici ca să învețe, ca să scape de ce a adunat în partea cealaltă rău, să dea drumul aici. Se pare că în ziua de astăzi, după cum vedeți și aici în politica dumneavoastră, oamenii nu mai vin aici ca să învețe ce e bine și să lape de ce e rău. Ei vin aici ca să învețe ce este rău și să lape de ce e bine. După cum se vede în ceea ce se întâmplă aici și de fapt în lume cam peste tot. Da. Dumneavoastră ne-ați dat o veste bună, că nu există iad, ne-ați dat o veste proastă, că nu există nici rai, așa, dar spuneți-ne ce știm despre suflet. Nu. Eu am spus că există și iad și rai. Acel domn de mare însemnătate a planetei în ziua de astăzi a spus că nu există, dar eu zic că categoric există iad. Iadul este aici. Acolo, ăla de aici îl simțim în fiecare zi. Da. Nu aici în România neapărat. Iadul este pe pământ, pe tot pământul este iad. Păi nu, pe pământ, dar noi știam de iad că e mai sus. Nu. Mai urcăm și trepte. Nu, iadul nu este acolo. Aici este iadul. Acolo este raiul, categoric este raiul. Păi și ăștia, politicienii ăștia care creează iadul, ei ce sunt, scarauschi? Nu, eu cred că banii le-a luat mințile și ei nu mai gândesc, pentru că am văzut că a fost o întâmplare neplăcută și nefericită acum în București în zilele trecute. Este zdruncinător cu niște oameni, inteligența, aș spune eu, pentru că sunt umblați la școală, trăiesc prin viață, sunt educați, au tot ce le trebuie, au șansa de a face lucruri bune pentru capitala asta României sau pe chiar pentru țară, care este un mare privilegiu să poți să faci ceva bun. Este fabulos să ai șansa să faci lucruri bune. Și nu o să facă lucruri bune, să apucă de să facă lucruri necinstite, să fure bani, să fure aia, să fure aia, adică să facă lucruri în care ei câștigă și ceilalți pierd. Eu îi învinuiesc foarte tare pe cei care câștigă pierzând alții. Zicala mea este, pe care eu mi-am formulat-o, să câștig eu în timp ce câștig alții și să nu pierd eu în timp ce nu pierd alții. Dar aici se pare că există această afecțiune, nu? Această boală pe care o numesc eu, nu? Deci ca om de medicină îmi exprim totul prin sănătate, boală și vindecare. Manomania, de la mani sau banomania, aș spune. Manomania sau cum? Da, manomania, da. Adică noi, la noi la bani se cheamă mani. Deci aș spune eu banomania, să o traducem în românește. Adică această obsesie de bani, această adicție, această pierdere de minte din cauza banilor, pentru că este incredibil, repetam mai devreme, niște oameni de un alt nivel intelectual, de cu niște posibilități de gândire și, din nou, de a face lucruri minunate, să se rezume doar la această adicție pentru bani, să îți pierzi mințile, să faci orice rău posibil, orice, să inventezi mecanisme ca să poți să furi. Mult mai mult e să poți să furi bani, să poți să iei bani, pe care este imposibil să poată să-i utilizeze, să-i folosească pentru binele lor și chiar pentru binele altora, că de fapt toți își ascund banii prin offshore-uri din alte părți, pitiți ascunși, investesc în alte parte, deci îi ia și duc și îi ține ascunși, că de fapt dacă iei și te folosești de ei pentru tine sau pentru lumea cealaltă, tot ar mai fi ceva. Ai investi-o, ai face ceva cu ei și ar folosi și alții. Dar să-i furi și să iei, să-i ascunși și să-i duci și să-i pitești și să... Este, după mine, da. Este... Domnul doctor, dacă ar fi acolo iad și rai, acolo ce monede dau? Euro, dolar, ioan, leu, ce acolo? Dragmă, shiling, liră, marcă, ce acolo? Ce? Eu cred că... Drăcovenie, cum se numește aia? Nu, eu cred că în rai, unica monedă care circulă acolo este onestitatea. Uh-huh. Acum, în iad, moneda care bănuiesc eu că circulă este dezonestitatea. Și atunci este valoarea acolo în rai, nu? Cu cât ai mai multe bagnote sau folosești mai multe bagnote, nu? Să le traducem material cum sunt banii, nu știu, de onestitate, cu atâta ești mai prețios și reușești să faci lucruri mai ușor și mai bune. În partea altă, în iad, se pare, dacă stăm să valorificăm negativ iadul și pozitiv raiul, în partea iadului, zic eu, cu cât adun mai multe bagnote de dezonestitate, cu atâta ești mai în măsură să trăiești
eu știu, în concordanță cu valorile și cu regulile și legile iadului. Pentru că ce iadul, nu? Este rău, este furăm, mințăm, înșelăm, suntem vicleni, suntem necinstiți și vedem noi ce facem. Mulție, minciună, lăcomie, tot asta. Da. Sigur că în clipa când devii addicted, în cazul de față de aici și în general de bani, ăsta ca să satisface această adicție, această lăcomie, aș spune eu. La un moment dat adună și pe celelalte. Adună și viclenia, adună și minciuna ca să faci, să iei banii necinstiți și să minți, adună și calitatea, să trăsătura asta negativă de a fura, deci de noi și, de a fi și lipsa de empatie față de omul. Este infernal. Suferință. Este incredibil, este extraordinar cum reușesc să adune oamenii și atâtea lucruri negative și mai mult decât atât, dar cum naiba poate să le ducă, că sunt greu de dus. Unii le duc pe Costa de Azur, le duc prin băncile elvețiene, prin Caraibi și merg și se brozează cu amantele pe acolo, unii le duc bine, să știți. Să știi că... unii se fac și spânzuri. Banii cheltuiți pentru o coastă de azur și pentru să te duci cu amantă și să te simți bine, sunt o fracțiune foarte mică din banii care se fură. Am auzit că pe aici se procedează de să ia 30-40% comision dintr-o investiție a statului. O să vă povestesc un pic mai sunt niște zeci de milioane care n-ai cum să le cheltuiești nici în 70 de vieți. Aici vreau să ajungem la povestea asta, pentru că eu am tot atins-o în emisiunile mele, dar v-am prins pe dumneavoastră și știu că lucrați cu sufletul. Adică dumneavoastră aveți pacienți pe mână, le găsiți mai întâi rănile interioare și am fost prezent la câteva conferințe ale dumneavoastră în care explicați și m-ați cucerit cu treaba asta. Ați explicat acolo cum gândul bun te face mai sănătos și intenția bună și fapta bună, așa, inclusiv de a fi generos, de a dărui altuia, în timp ce gândul rău, fapta rea, hoția, minciuna, toate astea te macină și te îmbolnăvesc. Deci de asta spun terapia sufletului bun. Adică e o metodă de dumneavoastră, chiar aplicați terapia asta și chiar reușiți. Oamenii vin la dumneavoastră mai zbuciumați și mai bolnavi și pleacă de acolo nu numai din intervenția dumneavoastră de medic, dar și din felul cum le vorbiți și cum le faceți un fel de educație terapeutică. Psihică, terapeutică. Ei bine, oamenii sunt mai, după aceea sunt mai încrezători în ei, sunt mai onești, devin onești și sunt mai puternici atunci. Da, eu am mulți pacienți care sunt, da, miliardari. Și uneori mă uit la ei și stă pe buze, nu le spun ca să nu se supere, ceea ce niciodată nu vreau să fie intenția mea, mă uit la ei de fapt ce săraci sunt. Sunt îngrozitori de săraci. După mine, un om care are mulți bani și preocuparea lui este cum să facă mai mulți bani, este sărăcește îngrozitor de tare, că de fapt bogăția adevărată nu sunt banii. Banii sunt un instrument cu care să faci ceva atunci, să faci ceva bun atunci când ești captivat și ești, dorești și ți-ai programat și ești dăruit ca să faci acel lucru bun, folosești banii drept un instrument. Dar nici de cum banii nu sunt o mulțumire sufletească sau o mulțumire psihică sau o satisfacție. Nu este o satisfacție, e falsă. Banii, de fapt, toți oamenii ăștia care sunt lacom și alergă după bani, ei sunt buni la vei, nu știu seama, dar sunt dezechilibrați psihic. Să alergi după banii ăștia cu orice preț, de a fura, de a escroca, de a fi fals, de a-ți transforma misiunea vieții, acea adevărată, de a face ceva pentru tine sau bun pentru tine și să îți muți această misiune de a face numărul de bani cât mai mare, este o deviere de la planul vieții, de la destin, de fapt, și care de fapt te îmbolnăvește. Creează niște adicții, ca și adicția de alcool sau ca și adicția de droguri, adicții care tulbură mintea și care stresează enorm de tare mintea. Și sigur, având... Dau și putere pe de altă parte, exterior cel puțin. Să vezi că aparent vine și pupă mâna, că zic, trăiți domnul cu respect, da. Să vezi că poți să circuli toată lumea asta, că vrei să poți să cumperi ce vrei, că femeile încep să-ți facă așa cu ochiul
complice, că deodată devii și frumos, devii și inteligent și interesant pentru, pentru femei care altfel nu te băgau în seamă. Ei, deci îți dau și o putere aparentă. Și, aparentă, da, și aparent. Falsă, da. Falsă, nu numai aparentă, o aparentă, falsă și o putere care, de fapt, te mănâncă pe dinăuntru, te consumă, că este foarte stresant. Este stresant să nu fii tu ăla care ai vrut să fii atunci când, când te-ai născut. Că, de fapt, noi când te naștem, nu, atunci ne facem un program al vieții, care îl știm toți că se cheamă destin, ce să facem în viața asta? Ei, în clipa când crești mai mare, am avut, o să vă spun, două întâmplări ale mele care o să reflecte acest lucru. În clipa când în viață crești și încet, încet te rupi de acel plan al vieții și ești obsedat și preocupat de a face bani mulți, atunci deja creierul lucrează altceva decât ar trebui să lucreze, mult și mult și mult mai greu, și atunci nu numai că creierul face ceea ce nu ar trebui să facă, dar se stresează și se obosește enorm de mult. Acest stres cauzează cel puțin jumătate din orice boală de care suferă orice individ. De fapt, ca să vedeți ce înseamnă mai bine depărtarea de destin, toți copiii care se nasc la începutul vieții au trăsături și caracteristici, acest lucru este acknowledged prin niște măsurători, care exprimă că, de fapt, toți copii, 95% din copii au caracteristici de genii. Pe măsură ce cresc, se prostesc. Da, pe aceste caracteristici de genii sunt atunci când s-a programat planul vieții, destinul, povestea cursitorilor, care e adevărată și frumoasă și respectabilă. În clipa se îndepărtează de acel punct de geniu, începe să învețe să fie viclean, să mintă, să înșele. De fapt, foarte multe lucruri sunt educate de părinți fără să-și dea seama. Sau copilul fiind foarte deschis de a învăța, le învață de la cei din jur și își pierde calitățile de geniu, și mi se pare că la vârsta de 7 ani mai rămâne, nu știu, decât, cred că, 3-4%. Și dumneavoastră răspundeați totul pe stanga. Deci 7 ani de acasă sunt ani în care ne prostim. Adică ne prostim. Ne învățăm cu răul. Învățăm și noi să nu fim onești. Că n-am născut onești, ne-am născut curați și pe parcurs auzim o jurătură în jurul nostru, o minciună dincolo, să spunem o faptă urâtă sau o șmecherie, o hoție dincolo, și ne obișnuim cu ele, și cei 7 ani de acasă devin foarte periculoși, chiar nocivi. Cei 7 ani de acasă nu mai sunt 7, sunt acum 5, că de fapt clasa 1 se încheie, se începe la vârsta de 5 ani, se începea la vârsta de 7 ani, este o invenție. Cei 7 ani de acasă ar putea să fie într-adevăr minunați și foarte buni, dar vedeți, oamenii, copiii cei mici învață de la părinți, și dacă părinții lor au fost niște politicieni care îi aveți acum aici în România sau și în alte părți, de fapt, că nu numai cei de aici fură, toată lumea fură și în alte părți, poate nu se vede sau poate mai puțin sau poate sunt mai puțini sau sunt mai, să fură mai puțin, dar cred că este această afecțiune de politicienii să ducă acolo la furat, cred că este peste tot, în toată lumea. De adevărat că în anul de zer mult mai puțin și mult mai puțini oameni și se fură mult mai puțin sau este mult mai mult de furat. Sau se fură poate mai cu perdea, mai ascuns, nu se vede, nu știu. Nu cred că este mecanisme de anticorupție mai eficiente, da, poate acolo. Nu cred că este o premieră mondială a ce se întâmplă aici în România, cred că e premieră mondială, da. E clar, și în istorie, da, și peste tot, da. Să tentația de a fura din banii care pică pe mână pe să-i administrezi și care nu stai tăi, e tentație mare, evident. De la, nu știu, un ăsta cu un chioșc pe colț, chioșcul când era la stat sau așa, sau chiar dacă e la privat, vânzătorul e tentat să-l fure pe patron dacă poate cu așa. Dar altceva vreau să vă întreb legat de povestea asta cu de ce fură oamenii și atât cât fură. Sigur că problema poate fi comună și pentru America și pentru România, cu deosebire că în America discutăm în special de ce oamenii vor să fie atât de bogați, atenție, pe bogăție cinstită, dar totuși de ce vor să fie atât de bogați? De ce vor, după ce au 1 miliard de euro, vor să aibă 10? Mai întâi, de ce după ce au 1 milion de euro vor să aibă 10, după aia să aibă 100, după aia să aibă 1 miliard? De ce când au 1 miliard, aproape că intră în frenezia aia de a avea 10 miliarde? Așa, în România la fel, cu deosebire că la noi mai e grav, pentru că
ai noștri fac aproape exclusiv asta pe seama banului public. La noi, fiind un capitalism de ăsta așezat de multe decenii și secole, ci fiind fracturat de perioada comunistă, s-a luat totul cam de la zero, cumva totul al întregului popor, ca tare al nimănui, hai să furăm. Ei, și aici vin. Deci mai cu apăsare pe cazul românesc, pentru că asta ne doare că-s din banii noștri, dar prin extensie și la americani. De ce, de exemplu, oamenii trec o anumită limită? Până la un punct, îi zic așa. Acum este psihologie umană. Oamenii zic așa. Dom'le, am și eu 25-30 de ani, să văd cum fac, cum mă descurc. Dom'le, că fac un business foarte eficient și foarte bun în America, mai puțin România, sau că ocup o funcție publică unde am acces la bani publici, la decizii, la semnături, așa, dar cum fac eu ca, Doamne ferește, mă îmbolnăvesc când la 40-50 de ani, trăiesc 90 de ani sau 100, cum fac să nu, ca într-un moment al vieții mele, când nu mai am acces la surse de bani fără limită, așa, când poate am o pensie de aia mică de 700 de lei sau 1000 de lei, cum e în România, așa, și multe nevoi, poate n-am casă și am chirie, poate sunt bolnav și dau pe medicamente. Ei, cum fac eu să mă asigur pe toată viața? Asta este prima intenție a unui om când vede că ar putea face mai mulți bani, cinstit sau necinstit. Și omul se gândește, doamne, trag tare 7-80 ani, doamne, și după mă asigur pe viață. Mai pun bani în bancă, mai bag în aur, mai iau niște case și le închiriez, mai iau niște renturi și le vând. În fine, fiecare cum crede de cuvinte, dar am rezerve, zice. Am rezerve și îmi vin bani, acțiuni și îmi vin, așa. După care, dacă au noroc, în America se fac afaceri bune și în România se fure mult, când s-au rezolvat pe viață și că, doamne, dacă am 1 milion deoparte, se rezolva pe viață. Că asta înseamnă că pun la bancă, că nu știu, că lunar pot să am 3.000 de euro dacă trebuie să costă de ani. Lunar pot să am 3.000 de euro să-i cheltui fără niciun fel de problemă. Opa, m-a rezolvat pe viață. Și omul atunci începe să zic așa, dacă m-aș rezolva pe viață, dar mai mult decât să asigur hrană, medicamente, etc. Dacă aș putea să fac bani ca în viața asta mea, când mai trăiesc încă 50 de ani, dom'le, să pot și să coling în toată lumea asta, stau la hotel de 5 stele, să iau mașinile cele mai scumpe. Nu 1 milion, m-ar trebui 10 milioane dacă aș putea să am. Și începe să lucreze. Și acum în America omul face afaceri, poate reușește, dar România fură și mai mult, că are acces, devine, urcă pe scara politică, așa, în administrație, în guvern ajunge, parlamentar influent, ia șpăgi, pune vorbe, face trafic de influență, e primar și acordă contracte, în fine, face 10 milioane. Și după aia, ai zice că se oprește. Până aici spunem că e partea omenească și că își lăcomia ține de partea umană. Natura umană e dotată, ghilimele, cu această denocie numită lăcomie. Bun, cu această boală. Dar de acolo el începe să zică, dacă aș putea eu, că uite, am copii, am 3 copii, zice, dacă aș putea eu să asigur și viața copiilor mei, că nu știu cum se vor descurca ei și să știu eu că e, să știu că eu mă duc de pe lumea asta, dar ei vor rămâne amărâți și vai de ei se chinuie, că iar sunt obligați să stea la etajul 7 în cartierul militar sau în Bronx, acolo, sau nu știu ce, în New York, așa, unde e mai periculos. Și zice omul, dacă aș putea să asigur pe copii, dar să, așa, și cât să aibă imagine de mașină și să și case frumoase și niște bani în conturi, chiar dacă nu vor face nimic în viața lor, nu vor reuși, ei să fie, să aibă acolo un trai bun. După care, zice, pentru asta am nevoie de, hai să spun, 50 de milioane. Dar după aia, tot așa, ajunge să zică, băi, frate, până la urmă, eu cât trăiesc? Eu ce prind în viață? Copii, nepoții, hai, niște strănepoți. Hai să fac pe 5 generații. Dacă reușesc să pun la adăpost 5 generații, gata, nu mai trebuie mai mult altceva. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai ajutat să fac bani cinstit sau că m-ai lăsat să fur, nu m-ai trăznit, nu m-ai paralizat, am putut să fur așa și gata, mă rezolv. Dar când ajunge acolo, domnule doctor, și închei, că am lungit un pic, dar ca să vedeți așa, când ajunge acolo, la limita prăbușirii umane spre o specie care nu mai are legătură cu omul, el vrea să fure și mai mult, deși nu mai are nevoie nici pentru el, nici pentru copii, nici pentru nepoți, nici pentru strănepoți, nici pentru hujur, nici pentru să mănânce sau să nu fie fric, dar nici pentru lux. Nu mai are nevoie pentru nimic, domnule doctor, pentru nimic. Și totuși, el încearcă în America să facă mai mulți bani, mai multe afaceri. Poate că după aia începe să se mai și dăruiască din ei, dar în România, ca aici e beleaua mare,
el încearcă să fure și mai mult, și mai mult, și mai mult, deși nu mai are nicio nevoie. Asta mai ține de natura umană sau de altceva? Nu. Deci, într-o concluzie, deci toată povestea asta ta de jumătate de oră, să concludem în 3 secunde. Oamenii nu fură că nu au. Oamenii fură că vor mai mult. Pentru că devin lacom. Lăcomia este o trăsătură, un defect de caracter pe care orice om este vulnerabil să și-l însușească. Deci depinde de om dacă este realist și dacă înțelege ce e viața. Eu conferențez acum în lume, merg în Japonia și o să am 10 zile de conferințe despre ce e viața, de ce suntem aici și de unde venim și unde mergem. Și ce înseamnă acest episod dintr-o existență spirituală, eu știu, măsurată într-un infinit de ani, ce înseamnă această bucățică în timp pe care noi o evaluăm la 70-90 de ani, de ce suntem aici, ce să facem. Încerc să dau din ce am adunat eu oamenilor despre ce este viața. Toată lumea care trăiește aici și în alte părți, cei mai mulți, aș spune eu, când spun toată, mă refer la un cel puțin 99% din oameni sau 98%, nu știu, bâșbâie în viața asta, nu știu de ce sunt aici, nu știu ce au de făcut. Și atunci, nu știu cotro merg. Da, și atunci, pentru că banul este la îndemână și după mine este o enorm de mare greșeală, acum se tinde ca oamenii să nu mai atingă banii, să meargă numai cu carduri în Occident și probabil că este o, cred că este o, un ritual pe care vor să-l instaureze cei adepți globalizării, nu știu dacă este bun sau nu-i bun, crede că probabil că omul, dacă se desprinde să pipăie banul cu mâna, nu mai se îndrăgostește de bani. Dar nu cred. Omul se îndrăgostește de numărul banilor, crezând că numărul le dă numărul cât mai mare de putere. Nu, este o adicție, este o boală. Indiferent că banul este în bancă, că este sub saltea, că este pe credit card sau pe cec, este aceeași, este în cap, este ideea, este o boală, este o afecțiune. Pe care, bani nu putem trăi, pe de altă parte. Dumneavoastră, să știi că cei mai mulți oameni mor de bani prea mulți. Da, da. De foame mor foarte puțini. Nu zic bani prea mulți. Noastră la New York, fără bani puteți trăi? Dar nu poate să trăiască nimeni fără bani. Că nimeni nu stă degeaba să nu facă nimica. Oamenii trebuie să facă ceva. Pentru că altfel ce faci? Stai în casă și te uiți la televizor? Sau nu poți, cât să stai? Stai o săptămână, stai o lună, dar trebuie să te duci să te miști, să faci ceva. Și nimeni nu poate să stea degeaba fără să facă nimica. Acum, am să dau două mici exemple. Am avut un pacient care avea o migrenă de cap de asta permanentă și eu le tratez destul de ușor și cu succes. Astea nu i-am dat de cap. Și după aceea l-am rugat să stăm de vorbă și să văd, să îi pun câteva întrebări, să intru mai profund în viața lui de zi cu zi, ca să înțeleg de fapt care este sursa. Că am înțeles că sursa era psihică, deci nici de cum fizică, că fizic restaurasem. Și am înțeles că el în viața lui de zi cu zi făcea niște lucruri necinstite. L-am rugat să le oprească, să le elimine. În 3-4 zile i-a trecut total migrena de cap. Am întâlnit un mare miliardar, unul din oamenii mari foarte avuți ai planetei în ceea ce înseamnă cantitatea de bani, mai în urmă cu mai mulți ani, care a fost sărac când a fost mic, a pornit, s-a îndrăgostit de valoarea banilor, s-a înamorat de chestia asta atât de tare, deci nu era din România, atenție, era din Anglia. Și s-a înamorat atât de tare de chestia de bani, a făcut absolut orice. Și ca să faci bani mulți și repede, muncind puțin, trebuie să utilizezi în exclusivitate și în totalitate necinstea. Și a devenit miliardar. După ce s-a făcut miliardar, a început să se simtă prost cu sănătatea, s-a dus la doctor și i-a depistat un cancer terminal. În 6 luni trebuia să moară. Uh-huh. Atunci a renunțat omul la absolut tot ce și-a dat seama că când s-a uitat înăuntru în el, nu a vorbit și el cu mai multă lume, s-a văzut, domnule, dar cantitatea asta de avuție, ce fac cu ea? Că eu acum tot să termină viața. Deci mi-am consumat-o făcând bani. Am consumat viața făcând bani. Deci, care e sensul? Plec și nu iau nimica cu mine. Nici măcar nu m-am bucurat foarte tare că mă certam cu toți, îi șantajam pe toți. Mulți mureau, mulți se îmbolnăveau din cauza lăcomiei mele de a trece peste ei. Și
Și atunci a renunțat la tot ce a avut el, a dat tot la o parte ca să, mă rog, ca să facă o călătorie pe jos în Anglia, deci gândind că ăsta va fi ultimul lucru din viața lui. Sigur, renunțând la toate lucrurile astea, a avut enorm de mari remușcări pentru tot răul care le-a făcut, într-o consecință, într-un final, când a ajuns la destinație sau la capul călătoriei lui, trebuie să a dus ca să moară în spital și, de fapt, cei de acolo au constatat că el nu mai avea cancer. Deci, se vindecase. Din atitudine, pentru că este această boală pentru bani, este enorm de stresantă. Creierul este îngrozitor de stresat. Artificiile astea că te duci cu o fată și te petreci pe coasta de Azur sau nu știu unde, astea sunt artificii, sunt chestii de suprafață, dar în profunzime te mănâncă foarte tare. Și alea aduc stres. Da. Mă rog, aduc păi, și... Mai sunt miliardarii noștri care au și nevasta acasă și pleacă și cu amantă. Da, am nevasta, dar am scandal, dar divorțează, dar... Ce știe, mă dă în gât că ce jumecherie am făcut și ce hoții, adică stresul apare. Păi, cum să spun, un lucru necesit aduce un alt lucru necesit. Când ai intrat în lumea asta, vine o neregulă după alta. Deci deja viața nu se mai măsoară prin ce lucruri bune ai făcut și ce onest ai fost. Se măsoară prin ce lucruri rele ai făcut și ce dezonest ai fost. Deci ai intrat deja în altă parte, nu mai ca și când intri pe teritoriul Germaniei, vorbești nemțește, sau pe teritoriul Rusiei, vorbești rusește. Deci este clar, acolo deja parametrii sau instrumentele de a valorifica existența sau manifestarea ta materială nu mai sunt cele bune, cele obișnuite. Intri deja în niște valori diabolice. Dar lucru care mie îmi displace cel mai mult este că în alte părți unul, mă rog, poate să facă un lucru necinstit, fură ceva, face un milion, iar cu ăla se apucă și nu numai că îl investește, dar construiește ceva. Construiește un bloc și îl închiriază și au oamenii o să stea, sau construiește, nu știu, o fabrică și fabrică pantofi sau fabrică cravate sau ceva, sau să construiește un supermarket și vânde, dă mâncare la oameni, face ceva, dar ăștia care fură pe aici pe la dumneavoastră, ia banii și îi duce și îi ascunde, pentru că sunt bani furați și nu poate să-i arate, trebuie ascuns. Deci lucrul ăsta cu banii furați este un lucru îngrozitor, pentru că sunt bani nefolosiți, sunt decât... Banii sunt scoși din circuit, adică banii își pierd valoarea. Dacă ar fura un milion, două, bun, gata, m-am dat la o parte, ia să fac treabă cu ăștia. Ia să mă apuc să cumpăr niște pământuri cu ăștia, să mă apuc să cultiv, așa, fac porumb sau fac grâu, din ăștia fac pâine, vând la oameni, dau la oameni, vin la oameni și toată treaba e frumoasă și merge bine și în regulă. Celebra întrebare a lui Rockefeller, nu mă întrebați cum am făcut primul milion, întrebați-mă cum am făcut următoarele. Deci la noi s-ar aplica așa, nu mă întrebați cum am făcut primul milion, nici primele 10 milioane, nici primele 100 de milioane, nici primul miliard, nu mă întrebați, că mă întrebați, nu mă întrebați deloc, nimic. Pentru că toate sunt puturoase, toate sunt furate. Realitatea este că și oamenii în evoluția în timp își pierd conștiința. Asta este o afecțiune, sigur nu 100%, dar într-o proporție majoritară, conștiința oamenilor dispare. Valoarea dispare, din păcate. De asta oamenii, eu cred că trebuie educați și trebuie învățați, de fapt, fără conștiință nu poți să faci nimic bun sau ceea ce faci nu este bun. Fără conștiință nu poți să produci nimic valoros. Produci minciuni, produci înșelătorii. Deci, vă dau un exemplu și după aceea revenim și la povestea cu conștiința. Vă dau un exemplu. Spuneți voastre, în America poate unul, în perioada capitalismului așa mai sălbatic în America, când nu erau reguli foarte clare, unii s-au îmbogățit, au furat, au mai cu arma la umăr sau la picior, a fost mai jumecheri. Au luat, nu știu, mii de hectare prin Texas, au făcut mii de bovine, au crescut, s-au îmbogățit. Alții mai slabi n-au reușit. Bun. Dar după care ei, sau copiilor măcar, de generația următoare, au încercat să se onorabilizeze. Și atunci, bă, cât am făcut? Am furat $1 million. Și milionul ăsta m-a ajutat să multiplicând, să ajung la 10 milioane de dolari. E, din banii ăștia ia să fac eu niște lucruri adevărate, că nu o să mor cu ei, să iau cu mine mormânt. Și au început să facă fabrici cu tare, asta, competiții sportive au sponsorizat, cămine de bătrâni, diverse lucruri. Dar la noi, procurorii au scos până acum la iveală șpăgi
pe un singur contract de 80 de milioane de euro, cazul Vanghelie, de 100 de milioane de euro doar pentru unul dintre cei care l-au șpagă. Șpagă are 230 de milioane la un contract cu restituiri de 44.000 hectare de pădure, toate în fals, toate o hoție. Și numai lui Hrebenciuc îi revenea pădure, era la 12.000 de hectare, în valoare de vreo 100 de milioane de euro. Deci, Hrebenciuc pune mâna pe... Era pe cale să pună mâna aici pe 100 de milioane de euro. Dar el face schema asta pe mai mult sau mai puțin, a făcut-o cel în progresie, așa, din 95 încoace, 25 de ani. Și a tot luat, se vorbește că e om care stă ușor, ușor cu averea la nivelul 100 de milioane de euro, sigur că banii ascunși. Cu toate astea, n-au făcut, domnule doctor, o faptă bună. Numai că nu s-au oprit din furat. Dar să facă și o faptă bună, zic. Mai faci, uite, un hoț care mai face fapte bune, nu înseamnă că l-apreciez că e hoț. Dar care, așa, să spunem, în ortodoxia lui așa, habornică totuși, Becali, Gigi Becali, a zis, fur 1 milion, 10 milioane, 1 milion îl dau de pomană, îl mai dau la echipa de fauna, mai dau acolo la biserici, mai dau la niște amărâți, dau 1 milion, rămân cu 9, frate. Așa, sigur că tot pușcărie scrie pe asta, că nu poți să furi. Dar dacă tot, dar Hrebenciuc, Vanghelie, ăștia, tu e fură și sentimentul meu este că n-ar da un leu din buzunar. Dacă ar fi o bătrână la colțul străzii care plânge că moare de foame, nu i-ar da un leu ăștia. Bine, nu se dau jos din mașină ca să stea de vorbă cu bătrâna. Acum, realitatea este că din ce ai furat și dacă dai și dacă nu dai, nu schimbă cu nimica negativitatea faptei rele care s-a întâmplat. Sigur, în niciun caz nu este... Nu, în niciun caz. Nici nu are legătura una cu alta. Binele e cu treaba lui, rău e cu treaba lui. Deci ce ai făcut rău, indiferent că după ăla ai făcut 100 de bine, rău ăla te autopedepsești că, de fapt, pedepsele adevărate nu sunt astea date în pușcării, că se duc ăștia și scriu cărți acolo și scriu memorii și stau în vacanță și frumos. Nu, aia nu e pedepsa. Da, pedepsa adevărată ți-o dai tu. Știți că era, colecția, era pe vremuri colecția Biblioteca pentru toți. Acum este Biblioteca pentru hoți. Da, realitatea este că pedepsa este cea care ne-o dăm noi. Ne-o dăm noi pentru că noi știm răul care l-am făcut. Ne obsedează, ne mănâncă pe dinăuntru și apoi tot ce facem noi în viața asta, după ce am făcut niște rele, faptele sau trăirile noastre se bazează pe niște informații adunate din ceea ce am făcut de-a lungul vieții. Deci dacă noi am furat, deciziile pe care le luăm în viitor de-a lungul vieții se bazează pe niște informații furăcioase pe care le-am adunat și care s-au depozitat în departamentul memoriei. Că tot ce facem noi astăzi este hrăniți sau deciziile luate astăzi în orice acțiune sunt luate de niște informații acumulate în ceea ce ai făcut în trecut. Deci dacă până astăzi am furat, am înșelat, am mințit, de acum înainte tot ce facem noi se bazează pe informațiile culese din acțiunile furăcioase, mincinoase, necinstite și ne merge rău, tot merge rău. Că la unul care fură, toate merg rău. Da. Aparent îi merg bine, dar de fapt privit din punct de vedere onest și dintr-un punct de vedere al binelui, de fapt toate sunt rele. L-am văzut pe Sorin Oprescu, care a dat interviu chiar pe la prânz, în ziua în care dimineața negociază șpaga, seara a luat șpaga, dar pe la prânz dintre astea două momente, el a dat un interviu la Antena 3 și acolo vorbea despre onestitate, despre ce nenorociți au fost ăștia care au furat bani și au luat consilierii săi. Adică nu nenorociți, a spus, dom'le, au fost fraieri, au fost proști, să fie rușine, nu trebuie să fur din banul public. Eu stau liniștit, dar îl vedeam că era stresat. Adică, și te va da, dar nu vă e teamă că vin într-o zi procurorii? Domnule, teamă mie este că procurorii fac și abuzuri, că pot să tăia. Adică, el trăia cu spaima că într-o bună zi bagi la ușa lui. Eu am o vorbă, domnule doctor. Eu, spre deosebire de mine, care pe 31 decembrie seara, când aud că îmi bate cineva la poartă, știu că sunt vin colindătorii. Dacă aude bătând în poartă un hoț de ăsta, mare hoț, știu, așa pe 31 decembrie, gândul lui nu zboară la colindători, ci zboară la mascați. Dacă sunt mascați și au venit să mă ia. Asta e diferența. La mine vin colindătorii, la el vin mascații în mintea lui. Am auzit la un moment dat, și manifesta spaima, un
politician de aici, unul Mazăre îl chema, care era foarte revoltat că așteaptă din orice moment să vină mascații. Probabil că el știa de ce trebuie să vină ăștia. Deci, cum am spus mai devreme, de fapt, tot ce ai făcut tu până în momentul ăsta, știi. Și când ai făcut ceva necinstit, știi că este ceva necinstit. Și te obsedează, chiar dacă cauți să maschezi, să acoperi lucrurile astea, dar pe dinăuntru tu știi și simți vina și în permanență trăiești sub influență și este enorm de stresat. De obicei, oamenii ăștia se îmbolnăvesc foarte tare, în afară de dezechilibru mental pe care se instaurează și își gândesc conform acelui dezechilibru, ei se îmbolnăvesc și fizic, ba de inimă, ba de hipertensiune, ba, sigur, care sunt mai tineri, nu se vede încă, dar o să se vadă mai târziu. Da, știți care e situația? Sunt oameni care compară, zic așa, doamne, uite la hoțul ăla, toată viața a furat și văd că trăiește 90 de ani și o să mă îngroape și pe mine, așa, iar uite, am un prieten care la 40 de ani, am muncit săracul, cinstit, cu tare, și la 40 de ani numai bol pe el. Adică sunt și excepții, sau astea sunt excepții? Nu sunt excepții. Acum să nu exagerăm și să generalizăm că de fapt... Hoțul e bolnav, cinstitul da, și că dacă ești cinstit trebuie să fii sănătos. Poate și ăla cinstitul care n-a furat bani și a neglijat corpul. Poate că a făcut lucruri necugetate, necupătate și s-a accidentat și s-a dus și a făcut ce nu trebuie. Poate mănâncă ce nu trebuie. Poate, da, mănâncă ce nu trebuie. Poate, da, exact. Adică nu, boala nu vine. Noi vorbim despre o afecțiune care este generată de lăcomie și de invidie că ăla are bani mai mulți ca mine sau de supra-solicitarea corpului să ia mai mulți bani și mai repede inventând viclenia, folosindu-se de viclenie și inventând minciuna, da, și lucrurile necinstite. Aici, astea categoric sunt răsplătite prin afecțiuni datorită stresului. Dar, sigur, asta nu este singurul lucru care afectează un om. Mai sunt multe altele. Sunt afecțiunile genetice, afecțiunile congenitale. O să ai predispoziție la multe. Da, predispoziție sau altele. Și dacă ești bolnav, că ești cinstit, ai fost și mai bolnav dacă erai necinstit. Ah, da, atunci n-apucai 40 de ani. Da, necinstit fiind, probabil că ai 40 de ani să terminau sau la 20 sau să scurta sănătatea începând, sau boala nu începea de la 40, începea de la 20. Da. Nu generalizăm. Da, mai e teoria, domnule, zice, tu de ce să nu fumezi, domnule? Că uite, bunicul meu a fumat și a trăit 90 de ani. Da, dar nu-și preocupa că bunicul lui, care trăia la țară, muncea, mânca sănătos, făcea mișcare, ai trăit poate 100 de ani sau 110 ani, dacă nu fuma. Adică nu ai termen de comparație, domnule, și zice, altul n-a fumat și a murit la 60 de ani. Da. Alte boli și alte... Da, sunt atâția factori de mulți încât atunci când exprimi un lucru trebuie să ții seama de toți. Cei care fumează, probabil că 75-80% tutunul duce la un cancer, dar 20% nu. Dar cei care fac cancer la plămâni, sunt poate 40% nu au fumat. Da, cancerul s-a instaurat din alte motive. Aici exemplele individuale nu spun mare lucru. Aici dacă vrei să faci statistic, să vezi. Da, exact. La un milion de fumători care e media de vârstă și la un milion de nefumători care e media de vârstă. Atunci putem... Da, dar și aici aveți că tutunul nu el este singurul generator de scurtare a vieții sau de boală. Sunt combinații. Sunt oameni care au fumat la 90 de ani, dar au avut o alimentație bună, cum ai spus tu mai devreme, sau au avut o viață, o geană sănătoasă, sau au avut o viață, o geană, un corp sănătos, care l-a dus și la tutun. Aici teoria numerelor mari. La numerele mari, la un milion de oameni care fumează, sunt și oameni mai predispus și cu tare viața sănătoasă, adică sunt cam aceiași oameni și la milionul care fumează și la milionul care nu fumează. Doar că fumatul adăugat la celălalt aici te duce, îți taie din viață. Realitatea este că orice greșeală se plătește și atunci dacă o plătești, una se plătește dacă ai un corp sănătos, atunci poți să duci mai mult, duci și tutunul. Poți să furi mai mult. Poți să furi mai mult. Vorbeam de tutun. Da. Părerea că este valabil și acolo. Dar într-o concluzie vis-a-vis de această necinstie care înseamnă furatul, acest lucru atât de indecent și de negativ și de rău. Cert este că absolut niciunul care comite lucruri dintre astea nu scapă sănătos la minte sau la trup în urma unor acțiuni de felul ăsta bazate pe furăciune. Dar să le dăm să spunem, un sfat și hoților de pe lumea asta și mai ales din politică, pentru că așa fură mult, ăștia sunt
hoții cei mari, face sport, mâncați sănătos, deci să aveți o viață cât mai cumpătată, pentru că furând, oricum vă măcinați sufletul și trupul, așa că trebuie să fiți, să rezistați. Dacă sunteți și sedentari, dacă sunteți și obezi, dacă sunteți mâncați și toate prostiile și mai și furați, atunci vă curățați mai repede. Deci măcar să fiți... să aveți un stil de viață. Dumneavoastră a spus, domnule doctor, la un moment dat, ați dat exemplu acelui care s-a dus în Marea Britanie să-și facă ultima călătorie, care era bolnav de cancer și, să spunem, viziunea lui asta, lui corectă, onestă, l-a făcut să scape de necaz. Dar, să elimine stresul. Să elimine stresul ăsta care îl denorocea, îl băcina. Și s-a reîntors, de fapt, la programul vieții lui, că-și programul lui, vieții lui, pe care și l-a construit, pe care și l-a set-up, l-a făcut la începutul vieții. Mă întorc apoi să menționez povestea ursitorilor. Este momentul când este făcut ursita sau destinul sau programul vieții pe care trebuie să-l ispășim, să-l executăm în timpul vieții. Sigur, în clipa când s-a reîntors acolo și s-a oprit în a rătăci și în a merge pe lucruri care nu trebuiau merse, pe drumuri pe care nu trebuiau merse, lucruri care nu trebuiau făcute, s-a întors înapoi și a restaurat sănătatea. Bun. Și a făcut programul vieții. Ne-a spus cazul ăsta. Dar da. Eu vă spun că acum câteva săi în urmă, un invitat mi-a spus următorul lucru. Domnule, a rămas uluit. Am cunoscut în viața mea un om din ăsta, care e de ăsta, miliardar de carton în zona politică, e contracte cu primăriile, cu ministerele, fura jumate din bani de dat înapoi, combinații, șpăgi, cu tare. Dumnezeu, s-a îmbolnăvit de cancer, chiar așa, de cancer. Și era într-o fază terminală. Și au mai dat medicii de trăit, a zis, bă, dacă ai șansă, mai trăiești 2 luni. Stai, bă, ta, nu știu, mergi, mai roagă-te, mai liniștește, mai citești o carte, mai stai cu familia un pic, nu mai, lasă orice agitație, pentru că nu mai ai timp. Valorifică ăsta 3, 4, 7 săptămâni cât mai de trăit și așa, și dacă te liniștești, poate mai și câteva săptămâni în plus, îți mai dă Dumnezeu. Așa, știți ce făcea el când era, cum să zic, în faza terminală? Se ducea să negocieze contracte și la un moment dat, prietenul ăsta, invitatul meu, mi-a zis, domnule, a rămas tu pe fiață, văd că era lângă mine, că trebuia să meargă să-și facă citostatice și a dat telefon doctorului și a spus, domn doctor, nu mai pot să vin azi, că am desemnat niște contracte, zice. Contracte importante, pe doctor, e miză mare, bani cu tare. Deci el, știți că mai trăit de atunci? 12 zile, mi-a spus omul ăsta. Da. Din momentul ăsta. Nici măcar 2 luni. Păi nu, că mai trăit câteva săptămâni. Dar ideea că n-a trecut 2 luni, că trebuia de acasă, maxim 2 luni, da. Așa, după o lună și ceva a murit, dar din momentul când l-a auzit la telefon, că îi spunea doctorului, nu pot să vin la citură, pentru că am desemnat niște contracte foarte importante pentru compania mea, pentru trus, pentru holding, pentru cutare, dezvoltare, așa, pentru bugete. Atunci, de momentul ăla, a trăit 12 zile și a murit. Dar ideea este că el și atunci, pe patul de moarte, vorba aia, cu un picior în groapă, el, doamne, repede, să nu piardă miliardele cumva, să nu îi le fure altcineva, să nu ia ca și cavalul. Pentru că exact opus cazului noastră. Da, pentru că întâmplător ăla de care cazul care am spus eu, era un om deștept. L-am cunoscut personal și am vorbit cu el personal, deci era un om inteligent, era un om deștept. Ăsta nu era un om deștept. Dar aș adăuga altceva aici. Boala asta, omul a avut deci individul despre care vorbea invitatul tău cu atâta onoare, ăla avea 2 boli. Avea o boală fizică, care era cancerul, și avea o boală psihică, care era banomania. Deci această adicție de bani. Hai să o numim, să creăm acest diagnostic nou în departamentul de sănătate, banomania. Este chestie îngrozitoare. Este un lucru infernal să fii dominat de bani care de fapt nu au absolut nicio valoare atâta timp cât nu-i folosești să creezi ceva, să faci ceva bun pentru oamenii. Pentru că tu existi aici, noi în viața asta avem 2 datorii. Una, de a face lucruri bune pentru oameni și pentru planetă, această casă care este planeta și pentru oameni, adică de a avea copii care putem, care nu, să ajutăm copiii altora să învețe carte, să facă lucruri bune, și a doua datorie față de noi însuși, de a ne, prin tot ceea ce facem noi, fiind sub egida onestității și valorii efective, adevărate, să asigurăm
această evoluție spirituală, de fapt, pentru care existăm aici. Că tot ce adunăm noi în viața asta ca informații, ca esență, ca valoare energetică din tot ceea ce facem, se rezumă la niște informații care, la sfârșitul vieții, sufletul le adună de peste tot, le pune la un loc și le pune într-o balanță. Sunt bune, urcăm, spiritul evoluează, urcă mai în sus, înspre, pe drumul de întoarcere înspre Dumnezeu, de unde a plecat. Dumnezeu fiind acea valoare infinită, adevărată, fiind, știu, valoarea universală, perfecțiunea. Dumnezeu este cumva perfecțiunea. Exprimarea binelui, da. Da, este exprimarea binelui din toate punctele de vedere, da. Și pe toate, din toate felurile. Este o, deci spiritul nostru trebuie să vrea să urce acolo, să ducă acolo. De asta se vorbește despre evoluție spirituală. De fapt, și religiile vorbesc despre lucrul ăsta. Atât de frumos, după ce moare cineva, după 7 săptămâni, preoții se duc și fac citaina aia de înălțarea sufletului. Ce înălțarea sufletului? Când sufletul, care de fapt nu este altceva decât prelungirea spiritului în viața materială, se înalță, adică pleacă din lumea asta pământească și se duce acolo, se reunește cu spiritul și pleacă în sus, înspre Dumnezeu. Dacă nu se duce încolo, că cel care a trăit aici a furat bani, a mințit și a escrocat și a înșelat, atunci a adunat numai valori negative, energii negative și în loc să urce în sus, coboară în jos și se renaște probabil nici ca om, ca câine sau ca pom, sau ca plantă, adică involuează în loc să evolueze. De fapt, asta este adevărul despre viață. Iar toți oamenii ăștia care vedeți că se duce din iau și ia și îi duce și asta, sunt oameni care n-au habar, nu știu nimic. Eu cred că în toate pușcările ar trebui special la oamenii ăștia care au fost politicieni și aprins cu lucruri necesite, să le facă niște lecții de ridicarea sau de reînsușirea conștiinței. Ăștia nu știu, n-au habar de ce sunt aici. Da. Ei au căzut în patima furatului. Ar trebui, zic eu, cu cea mai mare ușurință, toți care au furat odată, nu un milion, 100 de euro, să îi îndepărteze din funcțiile astea, pentru că dacă cel care fură un ou, fură și un bou și altceva, e altceva. Oamenii, cei care urmează, nu? Oamenii, cei care sunt așteaptă de la ei să ducă țara spre o evoluție, să ducă țara spre un bine. De fapt, ăștia dacă vede că cei de sus fură, atunci să văd și ei vulnerabil la acea slăbiciune. Păi dacă fură ăla, păi să fur și eu. Am auzit asta când eram la un moment prin Asia. Păi dacă fură primul ministru și mai de mult, acum vreo 25 de ani, pe vremea 30 de ani, pe vremea când în România nu se prea fura. Și m-a impresionat. Dar văd că acum s-a sprânjit și aici. Spunea, băi, dacă primul ministru și președintele fură, furăm și noi, spunea oamenii acolo. Deci atunci am învățat eu chestia, lucrul ăsta. Deci dacă cei de sus fac lucrurile rele și fac lucruri necurate și lucruri necinstite, și cei de jos fac la fel, pentru că ei se uită în sus. Peștele de la cap se împute, e un proverb românesc înțelept. Am reținut la dumneavoastră și povestea, să vorbim după pauză totuși, dar povestea aceea că, domnule, în loc să evoluează și că la un moment dat cine știe ce se transformă. Să le spunem marilor hoți de astăzi că noi vom fi oameni și peste generații, ei vor fi șopârle, tărătoare, broaște țestoase, varani și alte tărătoare pe lumea asta. Din păcate, este foarte adevărat ce spui. Este foarte adevărat. Sigur că cuvintele nu sunt cele mai frumoase și cele mai... Dar da, e adevărat, așa este. Dar nu vreau să-i însoțesc de cele mai frumoase cuvinte pe asemenea oameni. Pauză, revenim după câteva minute pentru partea a doua a discuției.